Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Brașovul Tău. Astăzi vom vorbi din nou despre pasiuni. Ce înseamnă pasiunea de a merge pe motocicletă? Ce înseamnă un club de motociclism? Ce înseamnă să vrei să-ți exerciți această pasiune într-un scop caritabil? Ceea ce este foarte frumos. Vom vorbi despre o expediție îndrăzneață, o expediție ce poate egala cu scenariul unui film, dacă ar exista acolo un operator foarte talentat care să stea la fiecare pas și să surprindă toate cadrele acelea, și peisajul, și acțiunea în sine, și oamenii, și tot. Iar pentru aceasta o să avem astăzi doi invitați care vor succeda aici la pupitru, pentru că prima dată vreau să-l salut pe Dan Bujoreanu, președintele clubului Bull Bikers. Bine ați venit, sau bine ai venit, Dan, la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Este foarte frumos când vorbim despre pasiuni, iar puțin înainte de emisiune vorbeai cu atâta plăcere de motociclete și nu numai despre ceea ce vrei și ai făcut în timp și vrei să faci în viitor din această pasiune. Vrei să o transformi într-o expediție, într-un periplu îndrăzneț prin lume, departe, foarte departe de România. Haideți să vorbim la început ce înseamnă acest club. De fapt, ce este acest club de motociclism? Este un club înființat de mult? Care e rolul lui? Da, este cel mai vechi club din Brașov și unul dintre cele mai vechi din țară. Noi ne-am ocupat de acțiuni de caritate în toată această perioadă. Am încercat să schimbăm optica și viziunea lumii față de motocicliști, care au avut întotdeauna impresia că sunt niște flușturatici, da, așa, da, și niște temerari, dar temerari frumoși. Și cum ați îmbinat asta? Pentru asta ne-am implicat în acțiuni de caritate de la început. Am ajutat în Brașov orfelinate, spitale, ce am putut. Peste tot unde am reușit. Case de bătrâni. Îmi aduc aminte acum de Biserica Sfânta Treime, unde am susținut o casă de bătrâni acolo. Dar acum... Foarte frumos, dar acum treceți de graniță. Aia vrem și noi să sărim mai sus. Și săriți departe. Aici e problema, foarte departe. Ideea a plecat, de fapt, nu de a merge și ajuta acolo. Dar? Ideea a plecat de a ajunge acolo și de a ne bucura de ceea ce înseamnă acea lume, da. Studiind traseul și terenul, am găsit spitalul ăsta în inima munților, care acoperă o zonă cam cât Transilvania, de mare. Este singurul spital făcut de Medicii Fără Frontiere. Stai să vedem. Unde? Unde? Că lumea nu știe. În Nepal? În Nepal, da. În Nepal. De asta am zis că departe. Da, în inima munților. În inima munților. Este o localitate acolo pe care o țintiți voi. Manma. Se numește Manma. Dintr-o zonă, Calicot, da? Este zona mare care include această mică localitate și totuși cu un spital. Cum spuneai? Spitalul nu este în localitate. Nu este în localitate? Localitatea e cea mai aproape de spital. A, bun, e cea mai aproape de spital, dar spitalul e spus că se întinde... Nu, spitalul acoperă o arie cam cât Transilvania. E singurul spital într-o arie așa de mare. Bun, este un spital pentru populația de acolo, pentru localnici, da? Da, făcut de Medicii Fără Frontiere. Da. Făcut de Medicii Fără Frontiere, un spital care... mai ales în acea zonă, are nevoie de multe. Vom vedea despre ce este vorba. Oricum este o îndrăzneală să ajungi acolo. Cum va decurge? Când va începe această expediție până la urmă? Că voi acum o pregătiți. Sau încă nu știți momentul plecării. Este aproximativ. Avem două ferestre pe an când putem merge. Când nu sunt ploi torențiale. Deci vremea vă ține. Vara nu se poate. Vara nu se poate, de ce? E prea cald? Sunt ploi torențiale. Sunt ploi torențiale. Cel mai mare pericol sunt căderile de pietre create de torente și de... Și atunci, care sunt lunile favorabile? Începutul lunii noiembrie și începutul lunii aprilie e o fereastră de vreo 20 și ceva de zile, 30, când șansele să prindem vreme proastă sunt mai mici.
Ce vă trebuie pentru această expediție? În afară de motociclete, bineînțeles. Nu o să plecați cu motocicleta din Brașov până acolo, logic. Zburăm în Katmandu, de acolo le închiriem. Da. Răbdare, nervi, pentru că cel mai greu lucru este să pregătești o astfel de expediție și să adun bani. Să adun banii, pentru că totul costă, evident. Sunteți o echipă mare, mică? Relativ? În club suntem o echipă mai mare. Fiecare și-a adus aportul. Am venit numai noi doi, dar fiecare și-a aduce aportul. Unul ne ajută făcând traseu, altul, fiecare are jobul lui. Nu este periculoasă această expediție, Dan? Eu nu o văd așa. Deci voi, oricum, când urcați pe motociclete, ca un vis. Nu, sunteți pasionați de locuri și totuși, așa cum ai spus, nu vă duceți acolo doar pentru locuri, ci și pentru a face un act caritabil. Da? Dacă tot ajungem. Asta ce înseamnă? Înseamnă că veți cumpăra alimente, medicamente sau ce anume? Nu, ne-ar face plăcere să îi ajutăm și cu medicamente. A, bun. Acolo o să vedem... La fața locului. La fața locului. Primul pas e să mergem cu un camion de alimente. Este o zonă care e săracă. Foarte săracă. Pe care de unde o să le cumpărați? Cel mai apropiat oraș e cam la 2 zile distanță de acest spital. De acolo vrem să cumpărăm alimentele, să închirem un camion. Am luat legătura cu consulul Nepalului de la București. Sperăm să ne ajute cu un camion al armatei pe care să achităm noi cheltuielile. Pe care să-l umpleți. Da, să-l umpleți. Să-l umpleți un camion de 7,5 tone. E maxim cât poate să circule pe drumul ăla. Și bineînțeles cu tracțiune integrală. Este un vis pentru unii poate ireal. Este o utopie pentru unii, dar de fapt este o realitate pentru voi. Sunteți foarte încrezători și eu chiar vă felicit din toată inima pentru ceea ce vreți să faceți. Să înțeleg că nu veți prinde acum sezonul ăsta de aprilie, că e prea aproape. Nu. Vă gândiți la cel de noiembrie, nu, dacă reușiți să strângeți... Sfârșitul lunii. Sunt convins că o să reușim să adunăm banii. Până acum am fost blocați de acte, de multe lucruri. Și de o perioadă grea. Și de o perioadă grea care caracterizează un glob întreg. Ăsta, da. Războiul. Dar voi nu vă lăsați. Și ne lăsăm visul trebuie împlinit. Da, și alergăm la fiecare persoană să adunăm cei 3,5% din impozitul pe profit pe care fiecare salariat îl dă statului. Sunt sume mici, dar dacă alergi suficient de mult, poate reușim să adunăm. Da, dar văd că ai acolo un steguleț pe fața ta, pe pupitru, și știu că fiecare persoană care va face acest gest frumos de a dona cei 3,5%, va primi un steguleț și conform obiceiului din zona aceea, am zis și eu înainte. Un steguleț pe care va scrie un mesaj pe care îl dorește. Și veți afișa? Stegulețele acolo? Toate astea o să le punem pe sfoară și o să le întindem, așa cum e tradiția, acolo la cea mai mare altitudine. Deci provocarea este și pentru mine. Mulțumesc. Asta înseamnă că trebuie să scriu un mesaj. Ce vrei? Și trebuie trebuie să mă gândesc, Dan. Stai, mai lasă-mă puțin, pentru că... Da, bineînțeles. Avem, poți să mi-l dai după emisiune. Da, după emisiune o să ți-l dau, fiindcă trebuie să scriu un mesaj frumos, ținând cont că el va flutura acolo, în zona Nepalului, și Doamne ajută să fie de ajutor stegulețul meu, ca și alte stegulețe care să vă facă posibilă această expediție. Este o expediție în premieră, pentru că în Nepal voi n-ați mai fost, nu-i așa? Nu. N-ați mai fost. Ați studiat foarte mult despre zonă. De 2 ani. Vă tot pregătiți, da. Tot citiți, tot așa. Spune-mi un pic ce va presupune această expediție. Este, pentru că noi avem și niște imagini pe care o să le difuzăm imediat, imagini cu drumul acesta între două puncte, da? Între Kathmandu și această localitate... Mai puțin Mamna, între Kathmandu sau? Cel mai mult în
imaginile vor fi din ultima porțiune a drumului, care este și cea mai grea, cea de 2 zile prin junglă. De la Kathmandu și până la orășelul de unde vom cumpăra alimentele, drumul este accesibil. Dar e vorba despre în acest periplu de acele drumuri care șerpuiesc săpate în stâncă, săpate în stâncă, în jurul munții, coboară. Vai, pe unde circulă autobuzele și într-o parte e prăpastie și într-o parte e stâncă. Un singur autobuz merge pe acolo și am văzut la știri că anul trecut, în octombrie, mi se pare, s-a răsturnat, au fost 7 victime și 16... Este atât de accidentat acel traseu. Păi, cele mai multe accidente acolo se întâmplă, pe drumurile alea. Dar nu vă e teamă. Pe urmă aveți de mers prin junglă, pe urmă... Cred că cea mai mare teamă voastră nu este zona aceea periculoasă din punct de vedere al peisajului, cât ideea strângerii de fonduri, pentru că acolo, cea mai mare teamă, acolo e cea mai mare teamă. Pentru că fără bani nu poți să faci o astfel de expediție. Este o expediție îndrăzneață și eu sunt convinsă că voi o să o duceți la bun sfârșit. Păi, eu zic așa, să urmărim acest material. După care, Dan Bujoreanu, președintele clubului Bull Bikers, o să cedeze locul medicului expediției, Remus Bunea, care o să ne povestească, nu-i așa, Remus, despre legătura cu spitalul. Da, el a fost omul care s-a ocupat de contactul cu spitalul, cu medicii. Cu medicii, îmi place cum sună, medicii fără... De fapt, medicul, fără frontiere. Medicul, da, vă dă el detalii, pentru că... Eu îți mulțumesc. Nu vreau să-i fur. Da, este domeniul lui, să-i acordăm cezarului ce al cezarului. Așadar, domnilor și domnilor, haideți să urmărim un material, un frumos material cu imagini inedite, care vă vor face așa pielea de găină, dar imagini dorite de niște pasionați ai motociclismului, de niște pasionați ai unei expediții inedite. Parcă, nu știu, am sentimentul că mi se derulează un film în fața ochilor. Aștept să veniți cu imagini și cu poze și cu... O să filmăm tot și o să fotografiem. O să tot, fie... dar chiar tot. Tot. Chiar tot, pentru că ar fi păcat să se piardă chiar și o singură imagine. Haideți să urmărim materialul, după care revenim alături de Remus Bunea.
Am revenit așadar, cred că v-am impresionat cu aceste imagini. Sincer, mi-ar fi plăcut și mie să ajung odată acolo și așa îmi place să călătoresc, dar cine știe, poate cu gândul sau poate într-o altă viață sau de ce nu și în asta, trebuie să ne îndeplinim visurile cele mai îndrăznețe, așa cum și membrii acestei expediții o vor face. Pentru că, iată, lângă mine se află acum Remus Bunea, medic stomatolog la origine, dar singurul medic din club și atunci, evident că misiunea ta era să iei legătura cu spitalul din Nepal, din Madma. Cum a fost? Adică nu. În primul rând mă interesează de ce motocicletă? De ce această pasiune nebună pentru motociclism? Ca medic. Parcă unii zic că se bat cap în cap lucrurile, deși eu sunt sigură că nu. Nu, deloc. Deloc. De mic am avut pasiunea și inclinația spre motociclism. Și bunicul meu a fost motociclist, dar eu nu l-am prins plimbându-se cu motocicleta. În schimb, cred că s-a transmis genetic. Cu motocicletele în pădure am ajuns din întâmplare. N-am avut fondurile necesare achiziționării unei motociclete pe care mi-o doream la vremea respectivă și am fost nevoit să achiziționez o motocicletă Adventure, care îmbina și asfaltul, și off-road-ul, și on-road-ul. Da. Așa. Și am ajuns din întâmplare. Mi-a plăcut maxim, este singurul lucru care mă detensionează să ieș în gol alpin cu motocicletă. Cu motocicletă de 200 plus kilograme. La început, a fost un pic de inconștiență. Că mie mi se pare periculos, nu știu, dar... Dacă nu știi ce faci, este. Da. La început am fost inconștient, nu știu, chiar mi-amintesc prima tură, am plecat fără o cheie de 10 la mine, fără un sac cu apă, fără nimic, noroc cu colegii cu care am ajuns în gol alpin, că m-au ajutat, mi-a fier și ambreiajul, în fine. O adevărată aventură. Dar la început a fost inconștient. După care, după fiecare tură, capezi puțin experiență și elimini din frică. Este acea adrenalină care e plăcută. Da, este ceea ce îți place și făcând ceea ce îți place și având și rezultate, pentru că acum cred că stăpânești, ești prieten cu motocicleta pe care o conduci. Accidente se întâmplă, bineînțeles, întotdeauna. Ai avut accidente? Da, și ligament rupt și... Da, toate în pădure, nu... În pădure s-au rezolvat. Da. S-au rezolvat. Nici o frică acum să plecăm în Nepal 1000 și ceva de kilometri pe motocicletă? Nu. Tot off-road sau tot... Va fi mai mult off-road, dar și on-road. Nepalul nu are foarte multe drumuri, dar câteva le vom străbate și noi. Traseul fiind de la Kathmandu la Manma de 1000 și ceva de kilometri, vezi? Prima parte a traseului va cuprinde și porțiuni asfaltate. Asfaltul este de proastă calitate. Asfaltate dar... ca acolo, da. Da, exact. Ultima parte va fi mai provocatoare, dar pentru aia mergem, de fapt. De fapt, asta a fost visul. Ăsta este scopul și visul vostru. Da. Haideți să vorbim un pic despre relația voastră a clubului cu a ta, că tu personal te-ai ocupat de relația cu Medicul Fără Frontieră, cum se numește, cu medicul, directorul medical, dacă îl putem numi așa, de la spitalul din Nepal. Da, a fost o comunicare foarte, foarte grea. În ce sens foarte grea? Inițial am luat legătura cu directorul medical, fostul director medical. Am telefonic câteva telefoane, nu ne-am înțeles în engleză. Mail-uri, peste mail-uri, niciun răspuns, niciun tot felul de tergiversări, tot felul de întârzieri. Deși voi vă duceați cu un ajutor. Da, asta anul trecut, exact. Deși încercam să ajutați, le furnizăm informația dacă noi vrem să-i ajutăm, de fapt. Tot felul de, de bețe în roate ni s-au pus. După care am aflat că acel director medical a fost corupt și înlocuit din funcție. Ulterior, persoana care l-a înlocuit cu persoana... S-a dovedit a fi mai... Exact, avem o colaborare foarte, foarte bună. Și acum ați colaborat cu persoana respectivă? Da, tot ne auzim periodic la telefon. Așteptăm să... așteaptă să mergem să ne și cunoaștem chiar personal. Chiar e fericit, nu? Da, pentru că veniți, am înțeles, cu un camion întreg de alimente, de hrană. Asta e targetul. Targetul, dacă strângeți... banii necesari. Și după întâlnirea face-to-face să vedem și dacă reușim consumabile medicale să
comprese, orice putem să achiziționăm din orășelul cel mai apropiat să le ducem spitalului respectiv. Deci aveți în zonă de unde să cumpărați? Este un oraș la două zile distanță, da, 100 și ceva. Dar îmi place cum voi contorizați în zile, două zile distanță, cum erau poștalioanele pe vremuri, de acolo mergem. Păi suntem legați de vreme. Cum a spus și Dan, vremea este foarte dificilă și schimbătoare și avem o perioadă, o fereastră de vreme acceptabilă în care ne-am putea descurca, pentru că dacă vine sezonul musonic și te prind ploile și alunecări, nu mai ai ce să faci. Cu motocicleta este și un pic mai periculos drumul, întrucât drumul este destul de îngust și cum circulă autobuzele mai cu viteză, oamenii sunt obișnuiți, tu nu prea ai șansa ta este să stai mai aproape de stâncă. Dacă stai pe lateral și vine autobuzul spre tine cu viteză, s-ar putea să o iei. Să faci un mic plonjon în prăpastie. Timpul s-a scurs. Mulțumesc foarte mult. Eu vă doresc un noiembrie, că bănuiesc pe acolo, un noiembrie minunat, fără ploi, fără muson, fără cu bani, cu sponsorii pe tapet, așa, aliniați ca să puteți înfăptui această expediție, pentru că ea nu aduce decât bine oamenilor și împlinește și vouă bucuria de a vedea locuri noi, de a merge cu motocicleta prin Nepal și de a dota un spital cu ceea ce e foarte important în afară de medicamente, alimentele pentru pacienți. Felicitări încă o dată, Remus. Să auzim de bine și vrem poze, cum i-am spus și lui Dan, poze și filmulețe pas cu pas. Doamnelor și domnilor, sper că v-a plăcut această idee temerară a unor temerari care vor să facă bine alături de visul lor minunat pe care să-și-l pună în practică și departe de România. Aici au făcut și bine, aici au mers și cu motocicletele, de ce nu, și departe de țară, acolo în Nepal, unde oamenii trăiesc într-o altă dimensiune, pot spune eu, la un alt nivel, dar oamenii au nevoie de oameni și acest lucru este foarte important. Sunt Irina Palade, închei aici. Toate cele bune, până data viitoare, la revedere!